Bun găsit, oameni buni. Hai că începem, că avem treabă aici pe star. Deșteptarea de seară, iar avem o emisiune grea. Grea în sensul că, bă, va fi la fel de relaxată, dar spunem niște lucruri care au ajuns să deranjeze. Am tot primit tot felul de buzdugane de astea. Bă, Laurențiu, că bă, că de ce, că nu știu ce. Uite că așa vreau eu, da? Și dacă așa vreau eu, am și eu de asta, că sunt șmecher, da? Bă, sunt șmecher și uite, fac emisiune și pot să fac ce vreau eu aici în emisiune, da? Și uite că mogulul n-are nicio treabă cu chestia asta, ba chiar se bucură. Și uite, așa fac eu emisiuni și vă deranjez, fraților, sărivar deranjul, da? Asta ca să fie foarte clar. În primul rând trebuie să salut diaspora. Salutăm, fraților, mai vreți să veniți acasă? E întrebarea genială, așa, pe care eu am scos-o de ceva timp. Bă, dragilor, diaspora, mai veniți acasă? Da? Pe ce e acasă pentru voi? Poate îmi definiți și mie acasă în seara asta. Ne găsiți pe deșteptarea de seară, ne găsiți pe Realitatea Star, ne găsiți pe RPTV.ro, ne găsiți peste tot. Și bine faceți. Și eu mă uit și să știți că vă citesc mesajele ca să vedem ce și cum și asta. Ne salută românii adevărați. Bun, astăzi avem, ca de obicei, o emisiune în care vorbim ce ne trece prin cap. Dar să știți că nu degeaba, pentru că cumva ne pliem pe specificul invitaților. Tot în emisiunea de astăzi, evident că o să dăm posibilitatea ca fiecare invitat să genereze subiectul și îl comentăm. De fapt, știți cum facem? Suntem trei țațe aici, în studio. Țațe, frate, da? Deci țațe ne-am adunat pe banca din fața porții, bă, și vorbim despre noi, da? Marian Moroșanu, știți că Ceaușescu e cu noi. Bună seara! Bună seara! Gabriel Ureche, antreprenor, bună seara! Bună seara! Ce faceți? Ce mai ziceți? Sunteți bine? Te-ai tuns, Marina? Parcă stătea mai bine cu părul mai lung. Erai așa mai hipster, așa. Da. Dar vă, ți-a dat Nicușor, ce ți-a dat? Nicușor tricou? Nu. Dar ce ți-a dat tricou ăsta cu fără penal? Ăsta îi l-au dat în anul 2018 cei din Oradea Civică. Care l-au nu-i de pe la Nicușor, de pe la Barna, de pe la Cioloș, de pe la ăștia. Nu. Am acele tricou fără penal în funcție publice, da. Și Nicușor, ce să vezi, e un pic cu virgulă. Nicușor încă are acel semn de întrebare pentru moment. Să vedem dacă va dispărea semnul de întrebare. Da, apropo de asta, azi a fost o conferință de presă la PMP și a ieșit Nicușor cu tomac. Adică Tomac și-a arătat, domnule, noi o susținem pe Nicușor, cea mai adevărată dreaptă, cea mai dreaptă dreapta. Păi Tomac mai e președinte la PMP? Păi da. El este. Încă este? Da, el. Dar există o mare problemă, că vinerea trecută la Curtea de Apel Civil, fostul președinte al PMP, Diaconescu cheamă în instanță actuala conducere pe care o crede nelegală. Păi dar nu s-a terminat, n-a fost o hotărâre de aia definitivă, gata, bă, ia-ți partidul, du-te în lumea ta? Nu. Și la care s-a suspendat procesul, pentru că sunt două cereri încă în lucru. Deci așa că aici, până când instanța se va pronunța, domnul Tomac este președinte. Dar ce haios ar fi, știți, să dea o instanță de asta prin 2024, pe la început. Dacă mai poate pune listă de candidați, dacă tot sunt în procese. Păi dacă acum e președinte până la o decizie, nu știu care. Dar acum vă întreb și pe voi acum, că sunteți de așa. Bă, da, Diaconescu ăsta, dacă a pierdut, la ce te zbați? Adică care e miza la PMP-ul ăsta? Că unii îl dau cu așa, dacă acum știi cum e. PMP-ul era... Au consilieri foarte mulți. Da, dar a fost... Și primari pe undeva, am înțeles. A fost totuși partidul care avea un pic să calce treapta care intra în
Parlament. N-a călcat acea 4,9. Băi, deci da. Asta e ca la filme cu proști. A mai fost un partid. Adică e pe principiu alegi de unul singur și ești pe locul 2. Cum îi zicea? Nu, Ghiță n-a luat 4. A luat 4-7 a luat Ghiță, da. Nu 4-9. A, dar 7-9 sunt două procente cu... care contează Ghiță, foarte mult. Ghiță ce-a dat Ghiță cu Basca de Pământ, îți dai seama câți bani a băgat el acolo cu... Dar îți aduce aminte că... partidul ăla? Mai ține minte ce... Partidul Patriotul cu România... PRU. Da, da. Partidul România Unită. Da. PRU. Îți aduce aminte când el cânta Noi suntem români și era cam... Pilat bine, știți, nu? Asta e un lucru normal. Românul la fericire, la necaz, mai bea un șpriț. Dar zi-mă, cum făceau ăștia la anunță, așa, când se adună bărbații, când au ei imbibarea alcoolică, așa, de ce, și cântă Pușca și Cureaua Lată, ce bărbat eram odată, știi, era o modă. De așa și el. Se adunau ei și făcea, mamă, ce bărbat eram odată. Dar de ce nu ești acum, mamă, trăiți ar familia ta? Băi, fraților, Gabi, ce faci? Cum merge? Dar zici și mie acum, uite pe bune, că tot ne uităm la chestia asta cu antreprenorii, că tu ești om de afaceri, da? Da? Păi zici și mie o chestie, cum merge mă treaba? Că ăștia se laudă că merge, a început să meargă mai bine. Da, nu știu, anul ăsta e o chestie ciudată. Comenzile sunt din ce în ce mai mari. Se simte o creștere, nu pot să spun dacă influențează cu ceva politicul. Piața cere, cel puțin în domeniul care sunt eu... Acum fiind sezon, toată lumea... Da. Acum ai simțit o chestie, adică a început să se așeze un pic... Față de anii trecuți n-au mai fost atât de multe controle. România nu mai e bulversat. Nu, față de anii trecuți n-au mai fost atât de multe controle și atât de agresive. Pot să spun că s-a schimbat un pic mentalitatea organelor de control. Sunt mai umane, poți să discuți. Adică nu mai sunt ca înainte... Am venit, am dat cu toporul. Nu, acum totuși există o comunicare, încearcă să-ți arate care-i drumul. Unde o îmbunătățire. Da. Și tu poți să-ți faci un business, adică greșești, nu mai vine la să-ți rupă capul, da, să-ți dea asta sute e, de milioane. Asta e o chestie pozitivă. Ce asta nu s-a întâmplat? Asta nu e rău. S-a întâmplat ceva? Un an jumătate încoace. Anul trecut, cam de anul trecut a început. Deci a început să așeze jucărica, da, au început, nu? Să fie toți mai umani, pot spune așa. Acum nu știu. Sincer, nu știu dacă a influențat cu ceva politicul, mă gândesc că a influențat cât de cât, dar probabil și-au dat seama că doar așa putem da înainte. Pentru că altfel, mereu când spuneai gata, îți mai venea o frână, mai aveai un control din ăla de lună. E curios că ăștia tot au spus, domnule, trebuie bani la buget și ați mulțit ANAF-ul să adune bani. Da, dar adică credeți că au început să devină oamenii mai conștienți așa și să-și plătească lucrurile și să... Eu n-am o datorie la asta, lăsând asta la o parte. Dar față de anii trecuți am mai văzut că totuși mai sunt controle și pe zonele puternic evazioniste, să spunem așa. Pentru că de când știm noi, sunt zone care sunt predominant evazioniste. Și organele de control, în general, veneau tot la plătitori. Nu veneau la cei care... Adică veneau tot la aia care plăteau conștiincios și nu veneau la... Bine, dar asta e o chestie care se întâmplă de multe ori în țara asta. Dar, bine, tu la tine, dacă vin, tu deja am spus vreo 16 procese cu evazioniști de ăștia. Știi cel puțin 16 acum. Da, pe de roștii, așa. Deja la Tribunalul București așteptăm o sentință cu doi inspectori ANAF, apropo, care în loc ca să fie așa inspectori erau hoți ascunși sub haina de inspector, adică în loc ca să-și facă treaba acum... erau șpagă, mită, da, ca să închidă ochii. Să zic, vorbim din ultimul an, am înțeles că s-au făcut mici rocade, adică din București a trimitat pe la Giurgiu. Da, am înțeles. Și probabil controlul a fost mult mai riguros și nu cred că și-au mai permis. Nu. De ce să nu zicem? Am văzut și foarte mulți tineri în organele de control acum. Nu mai au curajul ca să îți mai zică ceva uitață de o doamnă inspector șefă care la LF Ana a zis, nu mai mă suna ca să-mi spui că ți vine controlul. Când e, mă suni, spui, mi-e dor de tine, foarte dor de tine, când ne vedem. Asta ce
însemna, fii atentă că a venit peste mine ANAF-ul. Sună-o pe aia și îi spune să plece de aici. Aici nu există... Nu pot spune așa ceva pentru că întotdeauna... Există în acest proces pe care îl urmăresc eu două de la ANAF care aveau codul așa. Ce faci? Îmi e dor de tine când ne vedem urgent. Adică ce... Știți cum, în orice domeniu sunt și uscători, dar eu vă spun, din experiențele mele cu ANAF, și chiar am avut controle multe de la ANAF, întotdeauna ANAF am dat de oameni cu care poți să comunici. Sunt n-am avut vreo experiență neplăcută din punctul ăsta de vedere. Acum, aici există tineri care vin și mai zic, măi, uite, mai citesc legea. Aici este greșit. Uite, acum te las, dar în dreapta... Eroarea. Nu, că asta, altfel... da, îl spune. Dar există o chestie. Uitați. Astăzi era la MB, o să mă iau și de ăștia, vreo 7 afaceriști arabi, care prejudiciu era de 24 de miliarde de lei. Am vrut ca să-i zic unuia, bă, după ce că noi te-am primit în țară, ți-am dat ocazia ca să-ți faci o afacere, să devii ceea ce nu ai fost înainte, tu acum furi și statul român, dar opriți-vă, Doamne, iartă-mă, păi, eu unul te-am primit. Uitați, avem chinezi evaziuni care spun niște sume că dacă este, nu avem loc ca să scriem pe aceste 4 mese. Chinezi, arabi, italieni, care sunt vreo 7 din Napoli, care au luat fonduri UE ca să facă ei o firmă mare, o fabrică. Ce au făcut cu acele fonduri? Au plecat în Italia și și-au făcut la ei în casă de toate. Și alte străini, eu am alte probleme, eu mă lupt cu românii noștri, adică am un fost, ca să spun, o speță. Foarte ciudat, un fost distribuitor, dar nu văzând că una dintre mărcile mele este foarte bine promovată și merge foarte bine, are impactul foarte bun, s-a gândit să scoate el produse cu marca mea fără acordul meu și mă judec de vreo jumătate de an. Ca să înțeleagă omul că marca aia este... Este puțin, o să dureze și mulțumesc. Este începutul. La înalta curte. Pentru că el a folosit marca mea fără acordul meu și paradoxal, în toate supermarketurile erau produse contrafăcute. Sunt, da. Și baierii nu știau ce se întâmplă. Că nu că mi-a dat, zic, păi da, vorbim pe hârtie, nu pe vorbe. De asta nu e penal, nu? Ba da, este penal. Chiar astăzi am fost la poliția economică din Ilfov pentru așa ceva. Știi cât a fost anul trecut unul care aducea marfă la firme de renume și l-a condamnat definitiv la un an și 8 luni cu suspendare, el unul făcând milioane de lei. Și l-a condamnat doar la un an și 8 luni cu suspendare. Dar ca să înțelege speța cea mai deșteaptă, că eu am nebunii, nu mi-am nici secret. Pe lângă faptul că eu l-am dat în judecată pentru furt intelectual, pentru absolut tot, săptămâna asta găsesc în supermarket iară produsele mele, băgate tot de el. Păi de ce nu reclam? Am fost astăzi la poliția economică, la Ilfov. Special pentru... Poliția economică. Sicii, combaterea crimei economice. Adică, având deja un proces pe rol pe tema asta, el în continuare... Agravanta asta... El în continuare a făcut produse și le-a băgat în supermarketuri. Deși dacă... Super! Vedeți aici, vina cui este? Polițistului. Organele de control. Dacă naiba ăla repetă aceeași infracțiune, nu mai este... minor, a fapte, zic. El nu ar trebui arestat pentru că el și-a încălcat cerințele din acel control judiciar. El nu și-a păstrat dacă nu mai fac infracțiunea. Are făcut aceeași infracțiune.
concurs de infracțiuni. Corect. Asta... Da, bă, da, la cum funcționează justiția asta, dacă e de la poliție până la că faci dosare, faci o plângere, da. Deci trebuie mult tutun, răbdare și tutun. La mine, din punctul ăsta de vedere, pot spune că în patru termene, astăzi am fost s-a judecat pe caz. Prejudicii economice uriașe pe chestia asta. Adică cum ar fi noi acum să scoatem nu știu ce produs de ăsta care se vinde în nebunie așa, și să scoatem noi și să punem nu știu ce acolo, că... Na. Uitați! Păi nu, uite, da, firmă, ca să zic... Dăm un brand ăsta, uite, ne scriu oamenii Adidas, din Adidas, da? Scrie A-D-D-I-S. Deci... Sau Adidas. Păi dacă te duci pe la Europa, advine chinezăria. Da, Nikes. Nikia, sau alte. Da. Deci uitați-vă un târgu. Apropo de evaziune. N-am văzut și eu în acest târg Vitan Bârzești, ca cei care vând lucruri noi să aibă casă de marcat. Cum este și, așa uitați în Italia, Veneția, oamenii care au o mică arabă, au acolo pios care tu plătești cu cardul. La noi, vă dați seama câți bani ar fi luat fiscul dacă i-ar fi pus păia, pentru că... Sunt magazine mari, mă, care îți dau la Negreanu ceai, adică despre ce vorbești. Da, dar târgul Vitan o pereche de pantofi, 2000 de lei. Noi. 2000? Da. Sunt, crede-mă. De șmecher în Vitan? Da, sunt de-astea făcute. Gata, știu că am fost și odată în târg, nu știu ce căutam la un moment dat. Geaca 4.000 de lei, blugii 1.500. Întrebarea este, au clienți? Culmea, proști sunt mulți. Corect. Da, de proști. Da, dar acum totuși avem liberă circulație în Europa. N-ai cum să dai pe un fake același preț cât pe un original. Pentru că din... Omul... Nu știe comparația, pentru că... Puțin, că și în magazinele astea de pe la mall-uri există fake-uri. Parfumuri, pe care ți le vând, de la o celebră... ți le vând ca original, da, frate. Da, eu sunt pățit, am cumpărat un tricou de la un celebru magazin cu haine mai scumpe, l-am spălat, s-a decolorat, m-am dus cu el înapoi la magazin și mi-a spus că nu știu să-l spăl. Și am spus, doamne, mai am încă vreo 10 modele, niciunul s-a decolorat. A, ne scuzați, și mi l-au schimbat imediat cu unul bun. L-au rupt imediat. Da, bun. Parfumurile sunt la fel. Intri în magazin, îți dă ăla testerul, da. Și ai duce acasă și ține un sfert de oră. Ține un sfert de oră. Să vine turcismul peste noi, că ai văzut la turci. Adică la pe turci sunt astea, sunt aleile astea, că-s numai fake-uri, frate. Deci găsești numai fake-uri, dar foarte bine executate. Dar mi-a arătat cineva. Știi că sunt niște de-astea online de unde poți să cumperi, de pe la China, de pe la nu știu ce, nu mai dau numele acum, dar niște platforme de-astea, știi? Băi, mi-a arătat acolo la chinez, deci au două feluri de marfă. Au trei. Mă rog. Trei categorii. Mi-a ieftin, mediu și lux. Deci, așa produc chinezii. Mi-a arătat ieftinul odată. Uite, astea, toate făcăturile, îți dai seama. Vorba ta, Raebuc, Adibas, Nikea și nu știu ce. Nu. Dar mi-a arătat luxul, frate. Deci, clasa lux. A. Clasa A, care este copia perfectă. Cum nu, este? Nu copie, ei lucrează pentru marile branduri. Da. Și au o cotă parte din produse care pot să le comercializeze. Nu. Capetele de stoc în general alea rămân... Ce capete de stoc, bă, că au nu, văzut o mașină. Deci au arătat o mașină. De alte lucruri. O mașină care, bă, în mod normal costă undeva la 180.000 de euro, da? Era perfectă, era copia identică a mașinii produse în Germania. Numai n-avea sigla, mă. Da. Deci n-avea sigla aia în față. În rest, chinezii. E copii de chinezii, mă. Fac. Uite, paradoxal, acum, că îți pot și arăta. Sunt în discuții să cumpăr o mașină de ambalat. În toată Europa, prețul la această mașină de ambalat e undeva la 140.000 de euro. În România mi-a ofertat cineva aceeași mașină care am găsit-o în China, la 45.000 de euro și în China e 6.000 de dolari. Păi și cum faci să iei să cumpere? Adică, care e dilema antreprenorului? Ce fac? Îi schimbă o etichetă, sunt o grămadă de firme în România. Sunt o grămadă de firme în România care schimbă etichetele, le dau o vopsea și sunt mare rupiță. Și eu ce iau? Cumpăr dosara lui Pițurcă.
mașinăriile care asta cu stadionul? Făceau măști. De unde au fost aduse care ăla nu știa ca să le asambleze? A început problemă, pentru că... prin cean-cean. Cum da, se asamblează nu. Și îi arăta de pe telefon cum se asamblează. Nu. Deci, toți China fac toate. Toți cunoscuții mi-au spus să schimb singura problemă, diferența de preț, în primul rând, când ai cumpărat un utilaj sau ceva din China, trebuie să ai un meseriaș în România care să știe să-ți reprogrameze tot. Pentru că chinezul nu-ți asigură service, nu-ți asigură absolut nimic. Ai adus-o în România, mai dai 2-3 mii, 5 mii de euro la un român care e priceput, îți resoftează cum ar veni mașina și diferența de 100 de mii ți-a rămas. Ține, ține. Da. Nu, dar ține. Nu ai. Ține. Pară, nu poți să dai într-un fier, din o mașină de amărat din China, nu poți să dai gaură cu burghiu, să rupe burghiu. Atât de tare e fierul. Fer. Altceva. Ferul ăla e mai bun. Fer. Hai să vă citesc două mesaje. Diaspora, hai să-mi ziceți, dacă vă întoarceți acasă, Dița. Diaspora dorește cu tot sufletul să se întoarcă acasă, cum facem? Eu am plecat fiindcă firma la care lucram a dat faliment. La vârsta mea nu mă mai angaja nimeni cu 4 copii la lucru și facultate, nu îmi puteam permite să dorm. Noi toți, aproximativ toți, vrem să venim acasă. Acum văd că este mult, mult mai groaznic acum 5 ani. Cine așteaptă acasă, cine crede că între străini sunt câinii cu colaci în coadă, îi poftesc să vină, cei care au plecat de nevoie. Asta Ileana zice, din păcate tinerii puțin vor să se întoarcă în țară, o știu pentru că am copii care nu se mai întorc. Au așteptat prea mulți ani să se schimbe ceva în România, dar conducătorii au schimbat doar înspre binele lor. De afară se vede și se înțelege tot. Țara e tot mai săracă, ce să mai facă tineretul în țară? S-aude, domnule, foarte bine, nu știți că nu se mai aude, dați voi mai tare acolo. Rugămintea mea, spuneți-mi, fraților, dacă vă întoarceți în țară și dacă vedeți ceva în țara asta. Apropo de țara asta, uitați-vă un pic, vă dau niște imagini. S-a întâmplat la Gara de Nord, da? O femeie înjunghiată în plină stradă. Hai să dăm Cătălin poveste. Da, deci femeia a fost înjunghiată astăzi în plină stradă, undeva în Gara de Nord. Ați văzut ce era surprins, o femeie de 31 de ani, de un bărbat de 52 de ani. Ăsta agresor are nici un polițist care voia să-l imobilizeze. Agresorul fiind îndrăgostit de victimă și victima ia... Iubirea, unde duce iubirea? Dar o să vă arăt ceva mai târziu foarte interesant. Păi nu, dar uite, am ajuns așa, deja nu mai avem treabă. Bătaie, șpecherie. Să sperăm că sunt doar cazuri singulare, pentru că față de ce este în Europa și nu numai în Europa, totuși noi, în România, suntem o țară sigură. Evenimente de genul ăsta sunt rare, nu ca afară, pentru că afară sunt mult mai dese. Nu știu, e reprobabil ce se întâmplă. De asta era eu să acest acum. De exact, stați sunt peste 3 ani. Nu. Era eu să fiu înjunghiat la tribunalul București. Tu atacat? Cine te-a atacat? Eram acolo, a trecut unul. Bă, Ceaușescule, iar mă, ta dracu, tu cu Iohannis tău, bla, 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 eu unul l-am băgat în seamă, a băgat mâna într-o plasă și avea, uite așa, un cuțit. Am avut un noroc că m-am apărat. Hai să vă mai dau unul. Că apropo de România ăștia și hai să ne întoarcem în România, că noi toți zicem că suntem o țară de asta, de români iubitori. Vă dau un caz cu un bărbat leșinat în plină stradă, da? Și să vedeți imediat cum au reacționat șoferii, noi, adică români, da? Hai dați pe ecran. Adică acei atrioții de... Ia uitați, deci omul ăla a leșinat în plină stradă
Și aia toți ce-au făcut, frate? L-au ocolit pur și simplu. Băi, nimeni nu a oprit mașina să vadă ce se întâmplă. Ghinionul acela aici o zis. Noroc, uite, au oprit niște oameni sufletiși, felicitări. Ghinionul după zeci de mașini, uite-mă, uite-mă nesimțitul ăla. Uite-le-a. Ghinionul lui știi care este? Că dacă era 1 decembrie, toți erau patrioți. Interveneau toți. Nefiind 1 decembrie, ca să-și arate românii ăia patriotismul, deja, iubirea... Cum spuneam acum câteva emisiuni, se schimbă generația. În momentul de față, ăsta este omul nou din România. De păi ce? Uite-te puțin, deci ăla cu Loganul, da. Ăla cu SUV-ul, da? După aceea e taximetristul, mai ăla cu mașina albă, da? Uitați-vă ce un pic. Oraș este? Nu știu unde s-a întâmplat, dar pot să... În Alba Iulia. A trecut unul iar cu mașina, a trecut unul, a încetinit, probabil s-a uitat, da? Băi, într-un final a oprit omul ăla pe dreapta și s-au dat jos oamenii să vadă ce, să sune la unul de aici, să-l dea... Să-l dea deoparte Dumnezeu. Bă, da, ăla nenorocitul ăla, primul, care a văzut că un om zace în fața lui, bă, ăla n-a putut să oprească mașina să sară. Păi, un semn, putea să fie avea tasul. Frică. Putea să fie avea frate. Avea frică. De ce să fie frică? Pentru că era patriotul văzut. Măi, dar având atâtea exemple și spitale în care pacienții sunt ținuți pe afară, hol, pe holuri. Dărâmați, ce naiba. Deja, probabil, în omul modern... Astea sunt lucruri normale, nu știu. Asta e normal? E așa gândesc, pentru că nu poți să lași un om să zacă în stradă și tu să treci nepăsător pe lângă. Cum nu poți să lași dar o bătrână, singur, un om au trecut în, 10 în mașini, frig, frate, da. Deci le-am numărat pe da. Bune. 2, 4, 6, 9 mașini. Mașini, câți erau adunați? Cât? De ce? Adică, vreau să vă spun așa, pentru că nu întâmplător am legat asta, femeia înjunghiată în stradă, dar un polițist a intervenit și a fost și el rănit. Și aici la fel. Bă, frate, dacă se întâmplă ceva, o agresiune, ești pe stradă sau ești într-un mijloc de transport în comun, în metrou, în autobuz, te bagi sau nu te bagi? Eu asta da. E întrebă. Bine, tu da, dar în general așa. Românul se bagă? Asta are frică ca să nu fie el cel înjunghiat sau nu ăsta cel asta, care dar dacă plătește. Noi pe vremuri învățam la școală să-ți ajuți pe cei de lângă tine. Erau ore de civică, parcă zicea, sau nu cum, exista, cum nu. Îi zicea pe vremuri. Dirigenție. Nu mai știu. Nu, mai aveam ore speciale care... Nu, în momentul de față, ce se învață în școală? Cum spuneam, să faci cercul cu fundul la spray? Prima ajutor. Să nu... Asta se vrea, probabil. Educația... Duce, dar lipsa de educație duce la așa ceva. Deci eu mă uit în continuare, colegii mei dau imaginile acolo în loc. Eu am o previzionare doar cu imaginile astea și mă uit în continuare. Sunt siderat de ceea ce se întâmplă, jur. Nu știu ce am putea comenta noi, pentru că noi comentăm... Ca nu, să vreau să comentăm românii ăia, da, care au trecut, deci au călcat linia continuă ca să treacă, de un om care zace în mijlocul drumului. În mod normal, probabil, fiind în Alba Iulia, au camere de supraveghere în toată zona. Eu, dacă aș fi din cadrul poliției sau ceva, toți cei care au trecut pe... articol de lege da. Să... Da, toți cei care au trecut pe acolo, i-aș chema și i-aș întreba, i-aș trage... Pentru că nu poți. Există articolul prin care nu i-a acord. Corect. Da. Asta, adică, autoritățile locale, asta trebuie să facă. Că... Nu i-a acord primul ajutor. Neacordarea primului ajutor. Există. Ai auzit pe cineva? Păi dacă nici primarul din Alba Iulia, șeful poliției locale, nu fac nimica... Au fost doi înși, dar ăia care au accidentat și au fugit la locul faptei, au mai fost judecați și pentru neacordarea primului ajutor. Există o știre astăzi, apropo de asta, de accident și de asta, este o știre astăzi că au găsit ăștia pe la... Mi-aduc aminte, pe la Găiești, mi se pare, un puștulache de 10 ani la volan. Acum 2-3 zile a fost... Da, un puștulache de 10 ani la volan, conducea, n-avea nicio treabă. Da, care conducea, n-avea nicio treabă. Păi ce-i în capul ăștia? Nu îi supraveghează... Dar întrebarea mea, acel
copil, ce etnie avea? Acum nu are legătură cu etnia până una alta. Contează. Are legătură cu etnia sau cu... Știți de ce? Dar haideți să zic ceva. Cele mai multe dosare pe și pe instanțe la ora actuală sunt pe ce credeți. Conducerea unui auto, vehicul fără permis pe drumurile publice. Corect, aveți dreptate. Una. Doi. Consumul de alcool la volan. Trei. Consumul de droguri la volan. Patru. Fugă de la locul accidentului. 5. Refuzul de ce? Relevare de probe. De probe biologice. Deci, avem și culmea, culmilor sunt foarte mulți tineri. Am avut și unul între fotbaliști care a fost condamnat de un mare jucător de la Steaua, care a fost condamnat definitiv. Florinel Coman, stai, nu e asta Florinel Coman de l-a oprins cu permis fals de prin Ucraina și a avut nu știu ce, ce proces și ce asta, l-au găsit este cu 100 nu știu cât sau ce. Nu este ce? Proces, încă este în anchetă la circulației Udistei, pentru că permisul din Anglia, care este permis provizoriu, în această țară, în România, este considerat că nu ai permis. Dacă tu ai permis provizoriu de Anglia, în România nu este valabil. Provizoriu. Permisul din țările NUE nu sunt valabile pe teritoriul României. Tu dacă ai permis străin, legea spune ca în, ca să zic, ca în 30 de zile ca să ți-l preschimbi. Îți dă dacă tu această ești cetățean român. Variantă. Nu. Cetățenii străini care vin cu permis străin și au aici domiciliu, statul le dă favoarea ca să își prescrie. Ucrainenii ăștia care vin acum și stau în România de 8 luni, de 6 luni, de 9 luni, ăștia ce fac? Nu fac ăștia iau permis de România provizoriu? Nu, sau cum? Nu. Pentru că ei stau provizoriu sau este altceva. Dar Florin Coman este cetățean român cu permis din Ucraina. El aici este considerat că este infracțiune pentru că el, de fapt, în baza de date a ECRPVI-ul, nu este cu permis de conducere și de asta are dosar penal, știți? Da, da, abia am văzut aminte de nu știu cine povestea la un moment dat, știi că era la Claudiu Răducanu, fotbalist la Steaua. A, când a zis că mi-au mașina automată, că n-am nevoie de... Nu, și l-au întrebat ăștia, cu ce ai venit, mă, la antrenament? Cu mașina. Păi, bă, prostule, tu n-ai permis. Zice, da, da, mi-ai automat. Da. Știi? Ăla cu blocnotes. I-am mai întrebat unde vrei ca să locuiești într-un blocnotes. Da. Când a zis da. Dar, în schimb, dacă Florinel Coman a greșit, știi cine... Uite, sunt între jucători mari care sunt condamnați pentru că au condus beți. Cine? Ultimul care are o condamnare cu suspendare definitivă și irevocabilă este Dănciulescu. Ionel Dănciulescu? Că ce? A condus sub influența alcoolului. Și are... Da, bun. Condamnare cu suspendare. Și cu muncă în folosul comunităților. Apropo de muncă în folosul comunităților. Îmi spuneți și mie cine îi verifică pe toți cei care sunt condamnați cu muncă în folosul comunităților? Avem politicieni care ar trebui să muncească. Nu se duc. Dar ei
îi mesc actul că au... Că au prestat? Da. Păi da, bă, da, e o chestie care ține de pedeapsa penală. Adică ei pot să facă muncă în folosul comunității și la bibliotecă sau eu știu unde la... Nu! La Direcția nu. Pentru Protecția da, Copilului. Da, dar îți dă instanța. Judecătorul. A, dar o chestie, cine... îi verifică. Nu, instanța, pe nu, nu, stai puțin. Ai punctat, instanța, eu am stai un prieten puțin, întâmplat Marian, face, Marian, un băiat care a stat la mine în chirie, eu a știu făcut ce la vorbesc. Da, a făcut sau certat cu oarecare om, și a nu fost era politician. Judecătorul i-a condamnat. Dat să fie la salubritate, da. S-a dus o lună, două, trei luni, s-a îmbrăcat și strângea gunoiul prin oraș. Da, da, dar ăsta era un om simplu, nu era da, politician da, condamnat. Îți dă să alegi, mă, pe bune acum, haideți să vorbesc foarte serios. Îți dă două chestii, la X sau la Y. Biserică, la, la, cum ai zis? Salubritate. Dacă nu, unde? La care parte? Protecția copilului. Îți dă să alegi. Nu te duci la ofițerul care are în subordine, da? Și ăla îți spune, du-te acolo. Vii cu fișa. Dar ce politicieni au de... Că asta n-am auzit-o până acum. Cine are de făcut muncă în folosul comunității? Sunt mulți. Da? Sunt. Avem. Cei care asta mă interesează pe mine, dar recuperarea prejudiciului... Recuperarea... Că aveam și o agenție de aia de recuperare a prejudiciului. Anabi. Anabi, așa. Care ia când îi se pune sechestru, Anabi ia toate, le ține, după ce instanța dă definitiva și irevocabila, Anabi face transferul către ANAF. ANAF-ul nu prea recuperează, pentru că avem chiar în spatele ambasadei ruse vila aia superbă care este a lui Dan Voiculescu. Nici acum nu a scos-o pentru recuperarea prejudiciului. Ce se așteaptă? Ca să se mai degradeze și să scadă prețul. Avem Airen, uite. Cui a luat? Lu Udrea. I-a vândut mașina. Fiatul 500. Mercedesul. Ce sume? Sume pe care și tu ți le-ai permite și el. 3.000 de euro, 5.000 de euro o mașină. Dar era 1900 toamnă. Adică... Nu. Da, dar simbolic. Mercedesul. Scuză-mă. Unde a stat Udrea în spate, unde a făcut atâtea, câte a vorbit telefoane. Adică te-ai trage cu Mercedes-ul ăla sau cum să ce? Aș închiria Mercedes-ul. Ai face o afacere de asta, da. Fiscalizată. Da, asta da, e da, Mercedes-ul da. Cu care s-a plimbat Elena. Și afacerile care s-au făcut în spate. Păi stai un pic, acum dacă vorbim de Elena Udrea, cu ce au agățat-o, frate? Cu nimic aproape. Cu un dosar pentru ce? Gala Bute. Câte și câte dosare care s-a mai și prescris, ar putea. Fie vorba dacă între vrei, noi. A să zic un altul. Miron Mitrea a fost condamnat 2 ani cu executare, din care a făcut un an pentru ce faptă? Pentru că el a aranjat o firmă ca să îi repare casa mamei lui din voluntar. La câte? Că el a făcut parte dar dintr-un guvern. A fost o chestie închipuită. Doi pe bune, deci a luat da? Degeaba. Adică degeaba. A fost o chestie absolut degeaba. Că sunt mulți de ăștia care Adrian intră degeaba. Năstase. Ăla a intrat pentru pe niște termopane. Ce a fost? Pentru termopane. Loc ca să-l iei cu ce? Cu Petromul și cu alte chestii, l-ai luat cu ăsta ca să dai sare în ochi la oameni. Ia uitați, gata! Nimic. Auzi, da, ăsta, Năstase, ăsta simpatic, Gabriel Urechi, Năstase. Deci, eu am văzut, apropo de Petrom și de golăneala asta cu Petrom, știi că a fost, și e scandal în continuare, am văzut imaginile acelea cu, na, din momentul semnării, mare victorie și nu știu ce. Cu doamna Șoșoacă în spate. Da, cu doamna Șoșoacă în spate.
Iar acum, când e scandalul, tot el iese, mă, și dă lecții de astea, că el a fost cel mai bun premier. A dat lecții la B1. L-am așteptat afară și i-am zis eu. Tot voi dați lecții. Zi-mă tu cum ai vândut și îmi spune el așa. Ți-ai comparat medicamentele? Și zic, da, dacă vrei să dau un unguent. Uite, uite pe băieții care... Da. Ce? Nu, deci, această țară, nu noi am distrus-o. Prezentul, praf, este din cauza trecutului. Prezentul face praf viitorul acelor români pe care tu îi întrebi dacă mai veniți în țară. Ce să vină? Ții minte, fiecare guvern a zis așa, românilor, veniți în țară, că vă dăm, vă dăm de rupe, 50.000 de euro. Păi ultimul președinte care a zis, oare cine este? Actualul. Păi. Și ce a făcut pentru diaspora? Funcție. I-a păcălit. Păi, ce vorbim? Ne-a păcălit pas cu pas. Corect. Dar există o chestie. Apropo de titlul de carte care apărea mai nou, că noua carte a domnului președinte, Război și taci. Știi ceea ce? Uite, am avut tineri cu experiență toți, care când au venit ca să se angajeze, cum a zis guvernul, parlamentar în campanie electorală, tot. Când a venit așa, respectivul, a întrebat, sunteți rudă cu cineva din acest minister? Nu. Atunci nu vă încadrați. Spa normal, este o condiție absolut esențială. Uite, să fie. Dacă vrei, am o rugăminte să pui acele poze pe care ți le-am ce trimis poze, acum. Ce niște poze? Da. Să vezi tu ceea ce se merită noile noile sigle pentru ministerele noastre. Uitați-vă, astea ar trebui... Te-ai gândit tu? Hai că-i dau, da. Cătălin, poate eu le-am... ne ajută să ne... Le-ai făcut astea, nu? Da. Nu știu, n-am lucrat la stat, nu cunosc fenomenul... Statul... Am auzit povești, dar... Adevărat. Mă, hai mă, că cred că... Bă, hai băi, deci pe bune, aruncăm așa o anatemă pe tot nu ce toți. Înseamnă sunt funcționarea acei... publică. Adică sunt unii care, bă, vin la serviciu și... Vin la, la serviciu și trudesc ei că asta e viața și că eu se încărcați de hârtie și de asta. Eu lucrează, chiar muncesc din greu. Există așa. Sunt țară, unii care sunt numai după șpăguială și după combinații. Care sunt unii care îți vai de mama lor și tot așa. Uitați. Băi, fiți atenți. Maria Firea. Ce am avut noi? Băi, crede-mă, mai degrabă Firea decât Nicușor. De jur. Trei ori eu mai degrabă. Băi, nici jur. Pe aia, nici aș vrea... Are o chestie. Tot cineva de la USR, ca să fim siguri că ne terminăm cu totul. Eu nu sunt nici cu USR, nici. Pentru că, țineți minte celebrele vorbe, alegem răul cel mai mic, care, de fapt, s-a dovedit răul cel mai mare. Politica românească, ce alegem noi? Ce ne dau partidele? Nu ce vrem noi. Păi și ce ai vrea tu acum? Că vine... Marian Moroșanu, Ceaușescu, zis aș așa... Aș candida pentru primăria capitalei ca un consilier ca să fac treabă. Tu. Aș face. Singur eu, da. Faci? Independent. Păi și candidează. Ce te ține? Păi și dacă candidezi singur... Da, dar există o chestie. Știi ce vei face cel mai mult? Vei lua ascuțitoare și vei ascuți creioane, că nu te va băga nimeni în seamă. Cam nu atât. Prea. Pentru că și are acolo majoritatea contează. Are o chestie. În stradă, cine mai stă? Dacă eu m-aș duce acolo. Da, da, da. Nimeni. Da, da, poți să transmiți din consiliu după acolo. Și ce să transmiți? Da. Uitați o chestie. Știați că de anul trecut în această capitală europeană nu mai avem bulevardul Vasile Milea? Știi, nu? Nu. Nu. Dar, în schimb, primăria capitalei, primăria sector 6,
administrația străzilor a uitat ca să schimbe și plăcuțele. Dacă bagi în map bulevardul Doina Cornea, există în locul bulevardului Vasile Milea, care în 89 a apărat sistemul criminal. Da? Nu mai există Vasile Milea, dar a uitat ca să schimbe plăcuțele. Am avut o discuție și cu domnul Ciucu, dacă îți arăt că era în concediu, că o să schimbe. Dacă vorbim de Ciucu, vrei să vorbim de Ciucu, dar după publicitate o să vorbim, o să câte vedem pozele tale. Câte se întâmplă în sectorul 6, băi, avem multe discutat. Hai că vorbim de Ciucu, dar știți bomba, nu? Că și-a dat demisia în seara asta de la șefia PNL București. Că a zis că, bă, care PNL? Îmi spui și mie. PNL București, mă, organizația. Organizația București. Nu. Care PNL, da, discutăm, PSD, o să discutăm, da? După publicitate, dar o să vină știrea așa, fraților. Deci o să leșinăm de râs. Știți ce a făcut serenisima sa maiestate regele Cioabă? A ieșit și a spus, domnule, noi o să dăm în judecată Biserica Ortodoxă Română. Păi de ce, mă, trăi țar familia ta? Că nu ne-a dezrobit, că nu ne-a, să ne dea niște bani, că ne-a dezrobit, nu știu cum, acum 130 ceva de ani, și că să vină cu cașcavalul Biserica Ortodoxă. Deci, leșinăm de râs aici. Băi, deci mor, deci tu știi pe asta cu regele Cioabă? Nu... Serenisima maestate, ilustrisimul mare elefant, nu știu cum se zice, împărat, adevărat împărat, adică muri de râs. După publicitate, hai că așa... Pentru mine, singurul rege a fost regele Mihai. O să vorbim și de prietenul tău Iliescu, că s-au întâmplat lucruri săptămâna asta. E cel mai bun prieten al tău. Vineri este ziua lui. Cât face, mă? 93 de ani. A, e tânăr. Am să-i duc cadou cu cuvea. Iar te duci? Cu cuvea. Cam o cu cuvea. Nu, este din magazin. A să-i zic așa, cu cuveaua care ți-a cântat la Cotroceni, acum îți va cânta în Molier. Băi, ești și purceluș, adică nu. Păi da, dar am să-i mai duc și să faci așa o roabă, de-aia... Cu șampanie, cu șampanie, cum se zice? Cu șampanie, da. Nu? Nu cu șampanie, cu artificii, cătușele în ele. Bine, hai că luăm publicitate, deci avem meniu, invitații după aceea generează subiectul, voi diaspora, scrieți-mi dacă veniți acasă. Trăznăi, bă, de-aia cu Cioabă e Dumnezeu pe pământ, o să vedem și noile buline, bale... Noile... Maria Morășanu, zice, noile... Fii atent ce s-a gândit, hai că o să le dăm pe ecran, leșinăm de râs, de stați așa. Venim la fix, hai. Și hai. Chiar... Hai, imediat o să vorbim de regele Cioabă, dar hai să începem cu vestea asta, cu Ciucu, da? Primarul de la sectorul 6, președintele de la PNL București, a dat demisia din PNL, a zis el că, ce face, să dedică mai mult administrații, Gabriel Urechi. S-a văzut ce se întâmplă în sectorul 6 în ultima perioadă? Nu mai vorbesc de situația cu maidanezii, comunitarii noștri, în care au dat vina unii pe alții și n-au făcut nimic până la urmă. Da, până la urmă n-au făcut nimica. Școlile din sectorul 6 e o întreagă nebunie. Dar crezi că de acolo i s-a tras cu lacul Mori și cu nimica câine și cu... Președintele PNL cu primarul. După adică cum, primarul, da, corect, este după cum știi ceva, foarte bine, am fost membru PNL o lungă perioadă de timp și am încă foarte mulți prieteni acolo. Este... poate nu ultimul, sau nu cel din urmă, cel mai arogant președinte al PNL București, domnul Ciucu, catalogat de colegii lui de partid. Mulți se așteptau la acest gest, pentru că... Dar el e copilul lui Monica Macovei, mă, e de pe acolo, adică la el a fost, da, o chestie cu PNL-ul... Vorbea, așa, nici PNL-ul nu mai e ce a fost, ca să zicem, o vorbă din bătrâni. Dar nu, văd un lucru... O normalitate că și-a dat demisia. Poate trebuiau să-l schimbe, dar nu se întâmplă nimic spectaculos în 6. A continuat. Eu n-am văzut un proiect nou. Am văzut doar ce a început fostul primar, a continuat. El s-a oprit aici. Ba din contră,
se circulă foarte rău în sectorul 6 în continuare, mizerie foarte multă. Fostul primar, da, Mutu. Ce a început Mutu. El, a continuat Ciucu și n-a făcut nimic mai mult. Acum s-au mutat problemele cu câinii maidanezi din sectorul 2 în sectorul 6, dar paradoxal în sectorul 2 s-au rezolvat. A fost doar un eveniment. În sectorul 6 suntem deja la al doilea, al treilea eveniment. Și încă nu se ia nicio măsură. Sincer, cred că era timpul să-și dea demisia, nu să, că de schimba nu-l schimba nimeni. Da, nu știu, nu pot să spun că e unul cu rău că a demisionat. Nu știu, e scuturătură, e... Nu, eu unul cred că ar vrea ca să se axeze pe alte... Proiecte politice, probabil. Da. Pentru că, știți, toți încep frumos. Toți vorbesc cu tine. Când a devenit, dar nu știu cum naiba, orice om când devine primar, politician sau președinte de partid, vine cineva și le scoate creierul. Nu înțeleg, că nu mai au creier. Dar nu, paradoxal, nu mai au creier el nici deloc. Cu colegii lui de partid, nici cu colegii din Alianță, cei de la PSD, nu prea se mai înțelege cu nimeni prin sectorul 6. Și ce e de neacceptat din punctul meu de vedere, să n-ai curajul să-ți asumi aici ce s-a întâmplat în sectorul 6. Niciun politician nu își asumă greșelile, responsabilitatea. Știți cum fac păi, ei mai devreme, cu această aveam chestie? Pe ecran evenimentele de la Alba Iulia și cu fotbal. Fata de la Gara de Nord. Suntem în aceeași situație. Oricând a ridicat nimeni omul ăla din stradă, orică primarul fuge de răspundere, aceeași o situație minge este. O de fotbal. O pasează unul la altul și o prinde cetățeanul și el este vinovat până la urmă. Cetățeanul ca spectator. Că noi suntem buni doar cât? O lună, două din patru ani. Restul suntem doar privitori la ce fac ei. Privitori. Unii se mai și implică, este altceva. Dar foarte mulți sunt privitori în jură și atât. Când vine campania electorală, se vedeți toți primarii, îmi aduc aminte... pe această persoană, păduchele parlamentar, Popescu Anton Călin Tăricianu, când a cumpărat niște covrigi, 10 covrigi, adică 10 lei, și a început să ofere cetățenilor căldura lui de politician, adică votul, l-a costat un leu. Pentru aba că nu fiecare. Că aba că oamenii iau și nu... Ce? Oamenii iau nu înseamnă că neapărat... Unii zi. Chiar, știți, există o vorbă. Dă-mi tu că eu votez tot pe cine vreau eu. Până când se va scoate această fază a cumpărării de vot, abia atunci. Pentru că dar au scăzut acum, poți să dai cadouri electorale în limita la un leu. Sunt multe chestii care s-au făcut, dar... Covrigul. E sub un leu? Nu, a crescut, e peste un leu. Da, la următoarele alegeri nu mai poți să dai. Ba nu e adevărat. Doi inși împarți covrigul. Da, 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 și asta e o chestie. Îl împarți, nu? Dar pe mine ce mă doare... foarte mult. Pentru că ceea ce se întâmplă în această țară, vinovat este justiția. Pentru că, uitați, astăzi, Iunes, cea care avea acea clinică în care se foloseau anumite droguri. Știți, nu? Aia cu ceaiuri, cu Ayurveda. Ați văzut, ea una, astăzi a fost achitată pentru că fapta s-a prescris, dar ia una a stat în închisoare, a ieșit pentru că o instanță, nu putem să spun decât pot să vorbesc, pentru că instanța i-a admis cererea de suspendare a pedepsei,
a fost imediat eliberată după ce s-a judecat contestația, completul de judecată a constatat că este mult mai bine ca să stea în libertate și a găsit și faza. Fapta a fost prescrisă. Da, și la, bă, a mai fost, ce a mai fost o prescriere celebră? Cu alea două de la, bă, care aveau azile de-astea ilegale la Prahova. În 2013, stai așa, stai să vezi. În 2013, în urma unei sesizări, descinde poliția la două case, două vile de-astea cu multe camere, într-o comună limitrofă de Ploiești, știi? Și găsește acolo 38 de bătrâni, în azilele alea, 38 de bătrâni de-astea, cu diverse stadii, boli de-astea, așa, legați de pat, înfometați, într-o mizerie de nedescris și așa mai departe, ele, tratamente de-astea, știi? Alea, cumva, îi luau pe aia, le-a luat pensiile, le-a luat casele, le-a luat nu știu ce și nu știu cum. Păi și ce să vezi, asta în 2013, da? În 2013, procurorul de casă... la bancă, plecau la bancă cu cea de la Cămin ca să facă paia, ca să scoată toți banii, ca să-i dea lui, da, știu, dosarul știu și pe ăla. Așa, și ce să vezi? A făcut rechizitorul exact la două zile după ce și-a trimis în judecată, la două zile după ce s-a prescris fapta. Da? Și s-a dus la judecătorie a Ploiești și judecătorie a zis s-a prescris fapta. La revedere. Ba da, ba da. A început altfel. Fapta nu există. Nu s-a prescris, legea... aici a zis judecătorie. A, da. Și fapta nu există în legea penală. Pentru că cine face codul penal? Cine fac legile? Din păcate, tocmai borfașii din Parlament. Ei fac legile, pentru că uitați un lucru. Cum poți tu ca să spui că asta este fapta, s-a prescris, nu mai dai banii înapoi? Nu! Ar trebui trebui majorate pedepsele pentru ce se referă la banii publici. Pentru că prin aceste majorări a pedepselor se va majora și prescripția. Se va mări prescripția, pentru că există categorii. Cei care intră imediat, uitați unul care fură, uitați un exemplu. Vă dau exemplu cel mai elocvent. Anton Marin, deputat PNL, da? Condamnat pe fond 5 ani de agricultură, a fost șeful Comisiei, da, de Agricultură. 5 ani pentru că a fost prins luând mită 5,3 milioane de euro. Pe cab acum, pe apel, atâta timp a durat procesul până când o să auzim că fapta s-a prescris. Dar în schimb, în același timp, unul care fură tot hoț, care fură dintr-un magazin valoarea de 100 de lei, 150, că îi este foame, nu pot admite ca să-l iert, dar nu poți ca să-i dai aceeași pedeapsă cu ăla care a luat o șpagă 5,3 milioane, îi dai 4 ani, dar în schimb judecarea o termin într-un an. De ce pentru ăia justiția este dură imediat și pentru cei cu gulere albe durează până când se prescriu faptele? Aici uitați, avem dosar din anul 2010 și este pe instanță. Ăia toți nu vor fi condamnați. De ce? Pentru că conform deciziei CCR 538 din 2022, faptele sunt prescrise și mai este o decizie dată în 2018, 270 nu mai știu cât, prin care și faptele sunt
prescrise. Acum, ce vor DNA-ul? Ca să facă o adresă către Curtea Europeană de Justiție, prin care ca să ceară dacă faptele de corupție pot fi prescrise și dacă judecătorii pot, ca să nu țină cont de decizia CCR și de decizia ICCJ. Apropo de DNA, imediat o să comentăm cu Ceapă. Mi-a dat Marian pix cu DNA, frate. Descrie DNA, să moră dacă nu. Mă simt așa, în pix, adică... În pix de DNA. Stare în pix. Nu, stare în pix acum, dacă am pix, dacă am pix cu DNA. Dacă noua am pix... emblemă DNA, dacă da, vrei, dau noua siglă. Stare în pix, nu, că alea le dăm un pic mai târziu. Stare în pix acum, Gabi Ureche, dacă am pix cu DNA. Adică aș putea să afișez pixul ăsta, știi, să-l port? Camelteanul pe din afară, știi? Deci, da, te cunoaște lumea, nu te crede. Dar ce ziceți, apropo de asta, că Predoiu schimbă șefii de la DNA și de la, la parchet? Doamna Scutea n-a făcut nimic. Doamna Scutea, domnul Bolog, apa. N-a făcut nimic. Doamna Scutea a promis că dosarele de importanță se vor face. Nu, pentru că dosarul Revoluției a fost unul dintre cele mai penibile dosare făcute. Pentru că abia acum a venit instanța, după 17 ani de dosar în instanță, adică ICCJ, Parchetul General, Secția Militară, ca acum ca să vină o doamnă judecător ca să pună din oficiu în, să zic, discuție, pentru că ICCJ nu este competentă material ca să judece dosarul în care Ion Iliescu este inculpat pentru crime împotriva umanității și cu Gelu Voican, un alt criminal, și cu Ioan Rus. Pentru că la data săvârșirii a faptei nu era președinte. Întrebarea mea este, de ce v-ați dat seama abia acum? Și ce facem noi cu dovezile care au fost anulate de către fostele complete care au retrimis înapoi dosarul la parchet și cu probele anulate, conform legii ar trebui repuse înapoi la dosar. Pentru că dacă ICCJ nu este competentă, nici acele două hotărâri nu sunt, sunt nule de fapt. Pentru că sentința dată de către o instanță necompetentă sunt nule. Ce facem cu probele care au fost aruncate la gunoi? Și sunt multe. Păi nu, asta e justiția, reportiți. Altceva. Ieri, ieri, cu tovarășul Iliescu, te rog un lucru. Nu mai zi, domnul, că el n-a fost niciodată domn. Tovarășul Iliescu a avut ieri la Tribunalul București dosarul 20208/3/2022, prin care SPR-ul cerea retragerea certificatului de revoluționar pe numele lui Iliescu, Heria, LRM I numărul 00011, pentru că în baza legii 242/2021, lege inițiată de mine, prin care spune așa, cei care au făcut parte din conducerile Partidului Comunist Român, funcții superioare, cei care au făcut parte din conducerea gărzilor patriotice, miliție, securitate, armată, nu pot fi revoluționari. Din păcate, când a ajuns la vot în, să zic, Parlament având și securiști,
și milițeni și foști comuniști, ce au rămas din astea cinci? Doar PCR și gărzile patriotice. A picat la vot cei care au făcut parte din MEI, miliție, securitate, trupele de securitate, armată, au fost scoși din lege și ieri la proces instituția rezidențială actuală a depus o cerere prin care a spus, citez, Tribunalul București nu este competent material ca să judece retragerea certificatului, ci instanța competentă ar fi Curtea de Apel. Pentru că reședinția i-a dat brevetul semnat tot de el. Adică Iliescu și-a semnat propriul brevet de revoluționar. Păi n-a fost mai revoluționar, Gabi, nu? Cine? Era tata Iliescu. Cine? Acum Iliescu apare, soarele lăsare. Eu am o altă întrebare. Sincer, eu nu-l mai văd în viața publică pe domnul Iliescu. Pe Iliescu de câțiva ani. Tovarășul Iliescu. Și motivul. Nu se mai poate deplasa. Poartă cadru metalic. Poartă Pampers. Adică, Doamne Dumnezeule, ține-l în viață cât mai mult, că dacă justiția nu l-a condamnat pentru crimele împotriva umanității de după 22, 13, 15 iunie, măcar vârsta să îl facă, pentru că Iliescu, datorită vârstei, face arest la domiciliu. Nu mai iese, decât foarte rar. Și când iese, tremete oamenii să vadă dacă nu e prin zonă Ceaușescu. Adică eu. Că eu o să mă duc la după el celălalt mereu. Știe sigur unde da. L-a pus. Da. Dar o chestie. Ce vreau să fac? Păi normal, nu. Dacă pe unul știe unde l-a lăsat, să vadă unde e celălalt. Da, da, da. Să nu surprindă. Da. Bună asta, bună învăluire. Asta, da. Tovarăș și Iliescu, vreau să vă zic un lucru. Zilele astea, nu vă zic când o să mă duc la mormântul dumneavoastră pregătit, să vă anunț un singur lucru. Ei, are făcut ghinionul tău, că eu mi-am cumpărat locul de lângă tine. Nici măcar pe lumea cealaltă nu scap de mine. Pe cuvânt. Nu cred. Pe cuvânt. Nu. Am să fac filmarea de la locul tău. Lângă tine eu l-am cumpărat. N-am dat și mult. Și acum am și o întrebare. La țară băi, ai văzut? Da, ce ai făcut, mă? Laurențiu, știi că la țară, înainte de mor, bătrânii își pun poza pe cruce. Nu mi-am pus poza eu. Mă gândea că e deja totul pregătit. Nu. Ce ai făcut, mai cumpărat locul de lângă mor, locul de veci? De lângă, de locul lângă de veci. Groapa lui Iliescu. Să fiu și pe lumea... Să fie lanțul de unire complet. Cealaltă, da. Deci, asta... Uitați o chestie. Justiția, da? De ce pentru unele persoane și importante, justiția se mișcă foarte greu? Foarte greu. Cred că a pierdut motorul pe drum. Știi? Și îi împinge cineva. Pentru că avem două dosare. Nu numai două. Sunt vreo 20 prin care pronunțările durează de vreo un an de zile și nu se dau. Tot se amână. Dacă vreți să vă zic și la cine, și dosarul, Badea Nicolae, fostul președinte al clubului Dinamo, care este acuzat că a băgat și el vastu în fondurile UE. Nu se dă pronunțarea pe cameră preliminară. Conform legii, camera preliminară se dă cam 90 de zile, cam acest termen. A trecut de 90 de zile, un an. Al doilea dosar care nu s-a pus contestația, care
s-a dat pronunțarea pe cameră eliminară pe fond ca începerea judecății în data de 24.05.2022. Este și acum eu înțeleg. Gelu tu care Bolteanu. Crezi că, ce crezi tu că se întâmplă? De ce nu se dau? Pentru că unii dintre... Pentru că avem și, din păcate, încă judecători cu grade. Și judecători ai partidelor. Pentru... Uitați ăsta. Domnul Gelu Olteanu, comisar șef, fostul șef DGPI, care este a fost judecat, acum are în instanță dosarul pentru trafic de droguri de mare risc. Haideți ca să luăm pe un oarecare găinar care este judecat pentru trafic de mare risc. Este deja în executarea pedepsei date definitivă. La acest domn, comisar șef Gelu Olteanu, nici măcar contestația nu a fost depusă. Judecată de către Tribunalul Dâmbovița pe fond, nu s-a pus apelul. Nici măcar n-a plecat dosarul. De ce? Să mi se spună și mie de ce doamna Lia Savonea, când era la CSM și când i-am zis aceste lucruri, tot n-a făcut nimic. Tot n-a făcut nimica. Și mai avem și alte dosare, cum ai zis. De ce? Pentru că păia nu-i cheamă Gelu Olteanu. Îi cheamă Gheorghe Vasile, Ioan sau altul. Asta este. Și altceva. Justiția are două părți. Cei pentru gulere albe și restul. Altceva. Ăsta a zis, de domnul Nicu Șordan, da? Da, băiat. Deci am avut o discuție cu domnul Nicu Șordan săptămâna trecută, că l-am prins la TMB. Îi zic așa, bă, cineva care taie de la persoane cu dizabilități pentru mine este un neghiob. Cum să tai, mă, indemnizația persoanelor cu dizabilități? Taie de la alte tâmpenii, dar niciodată, după ce că sunt ei cu dizabilități, tu mai vii, în loc ca să îi sprijin, tu le tai indemnizația la jumate. Ce își poate cumpăra cineva cu acești bani? Aici e o mare problemă. Jumate. Aici este o mare 250 problemă. 250 de lei problemă. Ia unul. 500 avea. Bă, dă-te, Doamne, iartă-mă. Tu îi tai acelui om și mai vrei voturi. Persoanele cu dizabilități nu îl votează, am înțeles. Poate este și seama că gestul domnului Ciucu e unul de urmat. Păi da, dar și cine să vină la... Nu mai contează. Oricum, ceva mai rău dată n-a avut Bucureștiul până acum. A avut. Pe cine? Și mai rău. Pe uite, cine? Altceva. Ai ții... Cine? Da. Oprescu. Ăla chiar, e bine mersi, nu? Pe unde stă bine, la căldură. În Grecia, la soare, i s-au respins toate cerile. Uite, altceva. Hai să aduce aminte în anul 2008, în 2009, referendum pentru 300 de parlamentari. Da, nu s-a rezolvat nimic. Ce s-a mai făcut cu el? Culmea culmilor, curtea. ECR-ul a spus că ilegal. Nu este obligatoriu referendum, știi? Știi cine a zis asta? Fostul președinte Zegrean. Parlamentul, dacă vrea, poate să pună în aplicare. Păi, cum naiba Parlamentul,
ca să se înjumătățească așa odată brusc. Nimeni nu vorbește, da? Și aduc aminte doar înainte de alegeri? Să mai avem o temă? Uite, astăzi am avut la în alta curte deputatul PNL Șandru Cosmin, îl știi? Emișoara, care când a fost în Parlament votul pentru picarea guvernului Orban, el a vrut să cumpere un vot de la un deputat AUR care ăla l-a înregistrat. Și el este pe fond. Astăzi a început primul. Hermen a întrebat, citez, judecătorul. Mergeți pe un proces prin recunoașterea faptei. Ce crezi că zice și el și altul Bitea, care era directorul general de la transporturi publice Emișoara. Ia uite-te. Nu! Nu suntem vinovați. Niciunul nu este vinovat. Și părerea ta, ce crezi? Se va întâmpla ceva? Da. Eu zic că nu. Și știi de ce? 4 termene sunt condamnați pentru că la ăștia au dat doar 2 martori și plus după aceea se va audia inculpații. După ce se audiază inculpații, se va constata că s-au pus toate și atunci se va da cuvântul pe fond. Și gata. Deci, păi dar nu crezi că aia a fost normă internă de partid? Da, dar este și ce facem aici? Cumpărarea este luare de mită, dare de nu mită. Știu ce înseamnă. Da? Dar nu te gândești că poate iară se va tărăgăna? Nu. Ăsta nu. Pentru că... Nu sunt importanți. Nu. Uite. Al doilea care a mai fost astăzi. Bodoc Florin. L-am întrebat și eu. Ce faceți, domnul Bodoc? Mai mult veniți în instanțe decât în Parlament. Prezența politicienilor vin mult mai repede în instanțe decât în Parlament. Culmea. Am avut astăzi 3. După care m-am dus la Tribunalul București, unde a avut loc un alt proces, dacă mai știi, de anul trecut. Șefa Mediu Ilfov, Bădănău Genica, care a închis ochii prin luni șpagă, prin care Nelu Iordache a avut acolo o groapă de gunoi ilegală. Și am întrebat-o așa, doamna Bădănău, șpaga aia a fost cumva filtru de aer, a respirat alt aer decât noi? Superb. Fii atent, hai că o să vorbim cu Cioabă. Îți place cu Cioabă? Nu, pentru că nu este o persoană de care să vorbesc. Nu este important. Uite știrea. Dorin Cioabă anunță că dă în judecată Biserica Ortodoxă Română pentru anii de robie a romilor și cere scuze publice față de această etnie. Adică s-a trezit ăsta, maestatea sa, regele, adevăratul rege, adevăratul adevăratului rege, cel mai adevărat rege care a fost el, așa. Mare de elefant, să zic că el aici, că de 167 de ani de când romii au fost dezrobiți de Biserica Ortodoxă, asta, Borul nu a făcut nimic și nu și-a cerut niciodată scuze public și tot mușamalizează acest subiect. Și zice el, am cerut public și prin diverse proiecte, pentru că au fost o serie de proiecte cu fonduri norvegene pe care ei le-au refuzat, pentru că n-au vrut să pună la dispoziție documente. Deci asta e frazarea lui, nu lăsați-l în pace, da? Adică el vrea să iasă Patriarhul Daniel sau Biserica Ortodoxă să-i ceară scuze lui regele
Ăștia ce fac acum? Așa încălzesc trupele ca să arate că ei sunt adevărații lideri de opinie ai poporului, păi, etnii care câți pot fi... Câți au mai rămas acum? Păi n-au ca o regi, împărați, au de toate. Semne ai observat, lideri de opinie... Lider de opinie, știi, adică... Nu știu ce să spun, dar ne aducem aminte de la mormântarea tatălui. Cât spectacol au făcut atunci și dacă mi-aduc bine aminte... Știu să fac. Da. Sunt ei au fost pupa mâna preotului care îl conducea la mormânt. Și acum s-au răsculat. Acum nu mai e. Biserica vrea să stea biserica în genunchi în fața lor. Eu nu am ajuns rău. Nu am nicio treabă cu etnia, dar unii lideri ai lor depășesc cu mult măsura. Vedem spectacolul ăla. Acum ce vor să marcheze teritoriul, să zică că începe probabil dansul, s-au gândit și adică, bă, gata, avem nevoie de influență, de mult, etnie, de mult se discută în Piața Liberă, să vorbim și noi în temă. Așa, că etnia, să ne băgăm în temă. Etnia este cam mult peste UDMR ca și populație. Și de ce nu au și ei un partid? De ce? Poate s-o fi gândind... Da, au, dar e nesemnificativ pentru că ei nu se înțeleg între ei. Au... Ei au doar au un parlamentar sau doi doar prin reprezentare, pentru că sunt minoritate. Dar poate s-or fi gândit și să facă ceva. Vrea să fure startul, nu știu. Dar cred că e prea mult să-i ceri bisericii să îngenuncheze în fața ta. Ați uitat un lucru. Că doamna regină sau împărăteasă, când a murit regina Angliei, a scris ea. Că casa numele, bla, 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 da, îți dai seama, știi? Băi, de ce belea, deci îți dai știi, seama, nu? S-a dus Charles ăla cu Camila și s-a uitat și a scris, mă rog, casa regală. Ba, nu e adevărat, a zis altfel. Preexcelenta luminata. Și casa regală de la... A zis altfel. Nu mă interesează celălalt. Vreau doar cel de la Sibiu. Sibiu. Pe ăla îl vreau. Celălalt e case regale. Nu mă interesează pe ăla. Ăsta îl vreau. Pune-l în ramă. Dar nu mai nu mi-amintesc exact acum. Parcă nu a mai dus cu calul afetul, nu? Că altfel o lua pe împărăteasă să țină calul. Ce vorbim? Adică chiar atât de rău am ajuns. Ca biserica, eu nu vorbesc de biserica ei. Ei pentru că eu unul nu consider nu că îți aduce aminte când au apărut regii și împărații romilor? Acu câți ani? Până 93-94 ceva gen. 93, cearta între ei a zis unul regele și a venit ăla Iulian, împăratul împăraților. Deci vorba aia tot de la șpiță au început. Că de la împărate, cine mai dă un car cu lapte? Știi, nu? Ce vorbim? Așa... Este prea mult. Este dar, doar uite, o știre dacă de vrei, în loc să hai o discuție despre asta, aș vrea să mai vorbim despre imunitatea parlamentară care este... înțeleasă foarte prost. Ce zici? Nu avem ce zice, pentru că în momentul de față legislația așa o prevede, nu știu dacă schimbă cu ceva că discutăm noi. Până una altă văd că avem subiecte cumpărați cu regi. Hai să mergem pe linia asta. 7.500 de lei salariu adăugat la parlamentar pentru alocația de copii 82 de lei. Ce ziceți? A? Păi da. Indemnizația pentru o persoană cu dizabilități 140. Tu spui de asta, dar eu am altă problemă. Uite-te prin liceele din București și prin școlile din București, câți, care sunt vraiște. Câți pensionari, profesori pensionari predau și care, care încă nu sunt adaptați la sistemul nou către... și în loc să le dea bani să vină tinerii să ducă să predea, avem situațiile care le avem. Cam, apropo ministru, de filmul, că de asta am văzut astăzi, am rămas surprins. Într-un liceu din București au fost mare scandal aia pentru cu filme. Dar ce că nu e chiar așa, că nu e. A fost cam vrăjeală totuși. Nu că știu. Filmul are avertisment de 13+, că de fapt nu ar fi tanda, ar fi haideți manda. Ar altceva. Bă, nu de vrei ce? Să-ți dau fotografiile alea? Ba da. Hai să le dăm. De ce presa din România nu mai este presă.
Nu mai avem timp să discutăm asta, că e mult de discutat. Cu presa? Nu. Pe tema asta. Scurt. Nu, nu. Atâta tai moguli care sunt prieteni cu infractorii, nu vei spune. Dar asta e în toată lumea, nu doar la noi. Da, uite, dar aici că... este mai accentuat. Păi, dar noi românii întotdeauna am fost altfel, am fost diferiți. Pozele alea, hai să vadă lumea noile sigle ale ministerelor, nu? Da. Hai, Cătălin, hai să dăm siglele, lasă aia cu gândace. Hai să dăm siglele lui Cătălin, că a venit el, a inventat ceva. Hai să râdem un pic. Oricum, după, avem siglele alea? După Cătălin, mormântul de la-i cumpăra lângă Iliescu. Ia, asta e prima, da? Clădire guvernamentală încadrată în clasa 1 de risc de șpagă, mită, nepotit și borfaș. Nu este adevărat? Cât ești de la amenajarea străzilor, de la da. Ce ești? Nu este adevărat? Guvernul României, ministerele toate, astea trebuie să aibă. Prima. Cea de-a doua, că mai e una. Nu, păi erau. Mai e, sunt curge, vreo patru. Curge, că e pe vine. Da. Clădire guvernamentală, nu? Că la privat, acolo ți aduce în cine ai încredere. Yeah. Clădire guvernamentală încadrată în clasa 1, risc de corupție la nivel înalt. Păi dacă este adevărul. Păi cine, mă, dar cine se erigează în astea? Uite, altă. Nu mai puneți rubedenii, pile și membrii de partid în funcții publice. Instituțiile statului nu sunt... coșuri de gunoi. Păi de ce, mă, dar nu există rubedenii... Păi ia, uite tu la un minister și strigă. Mamă! Între ei. Nu? Uite, vezi? Nu mai puneți borfași în funcții publice. Instituțiile statului nu sunt pușcării. Nu? Pentru că, uite, unu, astăzi a avut termen unul care a fost condamnat la 2 ani și ceva cu suspendare, când era într-o funcție de conducere, având și condamnare pusă și articolul 66 care spune condamnarea complementară. Da. Eu stau acum, te-am auzit toată seara, dar eu am o altă întrebare. Mă, da, o forță politică curată în România, părerea ta? Nu există. Nu crezi că ar trebui să facem ceva să apară? Cu cine? Pentru că altfel vom avea numai cu bănere de genul ăsta vom fi tot timpul. Pentru că... că am avut, am avut speranța. Vrea, nu, speranța fără cea mai mare, publice, fără, știi, pe fără... care am avut-o, dacă ți-aduce să aminte. Să nu spui Simion. Nu! No. Hai să-i tirna răspunsul. 1996. Erai în stradă? E, da, că eu ce să fac în stradă? Nu, nu erai tu în stradă? Ce să eram stradă? Bucuros și urmă, că scăpăm. Am și am înfrânt. Nu, nu. E, la care a venit domnul Emil Constantinescu ca și-am să înfrânt. Spună o vorbă din care abia ulterior, acum câțiva ani am înțeles. Atunci aveam 27 de ani. Abia acum am început ca să realizez că, de fapt, funcțiile sunt puse de către servicii, nu de către cetățeni. Scurt, când a zis m-au învins serviciile, am înțeles că... Aici concluzia mea apoi e simplă. El n-a fost pus de servicii, dar l-au înfrânt serviciile, pentru că asta a fost comunicarea. Asta a fost. Păi asta a fost doar slăbiciunea lui. Da. Păi dacă tu din funcția... Că avem exemplele după Băsescu, care a făcut până la un moment dat varză serviciile. Acum și nu mai știm ce mai e. Și a făcut serviciile, da. După aceea de, tot. El a fost, n-a putut să stăpânească un fenomen. Nu că care l-a pus începuse, serviciile. Care începuse. Da. Alianța, cum îi zicea la momentul, că îmi scap acum. CDR-ul. CDR-ul. Mamă, Convenția mar, Democrată Română. Deci a fost atât de bine de la Madus înapoi pe Iliescu. Uite, o întrebare. Ce politician din
amândoi întrebarea mea. Câți politicieni pot fi comparați cu Ion Rațu, Corneliu Coposu, Doina Cornea, Ticu Dumitrescu? Dați-mi un nume. Un nume din aceste... Din acești... Nu poți face comparație la modul cum ai spus-o tu, pentru că au trăit în epoci diferite. Mentalitatea umană era una la momentul Rațiu. Niciunul nu poți să compari. Dacă și Rațiu, eu spun și Rațiu și Coposu și toți, erau contemporani cu noi, nu cred că îi mai admirai atât. Ba da. Pentru că n-aveau cum. Ei erau o persoană, în jurul lui aveau un staff. Educație. Aveau altă educație, păi altă structură. Pentru că au prins alte vremuri. Păi erau altceva. Adu-i în vremurile noastre, ar fi fost la fel. Uită-te la PNL, ai exemplu. Uită-te la PNR, uită-te la PNCCD. Ce PNCCD că a luat ăla avocatul ăla care s-a... Ai dat exemplu din PNCCD, din PNL. Du-i în zilele noastre. Un om nu poate face nimic. Are nevoie de o echipă în jurul lui, de niște oameni în spatele lui. Dacă îi puneai în ziua de astăzi, da, la fel. Dar ți-aduce aminte 90? Moarte lui Coposu, moarte... Da, pentru că aduți aminte la Revoluție. Pentru că Iliescu... Ai zis subiectul Revoluție. Da. PSD-ul știi că a moștenit masa de votanți. PCR-ul, da. Da, masa de votanți. Ok. Structura de bază. În 90 te raportezi tu la mentalitatea comunistă. Ei, minte, noi nu nu. Aveau... Noi nu gândim, noi muncim. Corect. Moare moarte intelectuală. Tu ce pretenție vrei să ai la momentul respectiv când veneau cu o mentalitate din spate? Nimic n-au schimbat. Nimic. Bun, păi și atunci nu ne putem raporta. Raportez. Știi cum e? Ai dat un exemplu bun cu Ornelu Coposu. Dar dacă venea, era în zilele noastre, era în aceeași mizerie. Pentru că un om nu poate schimba nimic. Nu cred că ai băga el. Păi vorbești ca de o eminență politică. Vremea schimbă omul. N-avea după ce să care, facă. După care Iliescu a avut o frică de regele Mihai. De ce? Nu știu că dacă a avut frică. L-a lăsat la aeroport și asta de aia. Bine, era o emulație de asta. Dar hai că ții minte cine atunci a zis era primul parlamentar tânăr că regele trebuie declarată persoana non grata și acei care s-au dus ca să-l întâmpine trebuie arestați și... Ca să fac o glumă, dacă îmi dai voie. Știi cine a zis-o? Nicolicea. Am o întrebare la tine. Unde mai fi ăsta? Ai văzut ce scrie la intrare în Curtea de Argeș? Nu. Bine ați venit în Orașul Regal. Eu sunt din Curtea de Argeș, de-aia spun. Apropo de asta, ce scrie la intrare în Sibiu? Că și acolo e capitala... Oraș Martir. Capitala regelui Cioabă. Nu scrie nimic. Despre asta vorbim. Așa. Despre asta vorbim, punct. Lasă-i că Nicolicea n-avem ce să... este supărat pe mine că și lui s-a retras certificatul. Cornel Dinu, așteptăm acum anunțarea. Avem revoluționari care n-au făcut nimic. Uite, Cornel Dinu, care n-are nimic de a face cu Revoluția, el încă primește indemnizație de revoluționar. Are beneficii. Și cum mă gândesc că peste 3-4 ani, nu știu dacă mai avem despre cine vorbim. Domnul tovarășu Iliescu, să te parafrazez pe nu tine. Moare de lâns, Doamne, iartă-mă. Nu vom mai avea. Ce subiecte mai avem? 5 ani mai trăiește, special. Mai ales acum, poate n-aibă așa un alt loc de veci când a auzit că... Asta e senzațională, frate. Deci, asta îți dai cu... seama? După moarte, și, tot lângă el. Și ca să fie totul complet, ți-ai luat de cât locul de nu te-ai făcut cavou. Nu. Bun, ar trebui să faci un gard roșu, ca să fii în temă. E, acum gata, o să facă investiții pe chestia nu asta. Bați de lasă așa, e la care ce am rugat. Când e să mă
în groape, cu fața către el, să-l văd. Ca să-i mai zic. Băi, eu m-am spus că n-are toate țiglele pe casă, dar n-ai ce să-i faci, asta e situația. Și să-i cânti în grădina lui Ion. Și nu, în cortegiul funeral al tău să aduci niște comunitari care să cânte în grădina lui Ion. Și-ar fi... Nu. Lângă Ion este îngropat Ceaușescu. Îți dai seama ce urât sună? De ce să sună așa? Nu mă, zic așa, în ghilimele. Poți să spui tu de-a stânga tatălui, de-a dreapta ta, depinde de cum ești acolo pus. Nu? Cum? Știi, cum o să fie? Dragul meu vecine. Știi? Alo, tovarășe! Ți-ai băut ceaiul? Alo, tovarășe! Ai dar dormit? Dar ce faci tu, că mai devreme spuneai că e cu cadru, cu Pampers, dacă trebuie să-i schimb Pampers-ul? Nu, eu mă, îl schimbă ăla. Jur, uite, singurul care după moartea lui, sufletul lui o să fie încătușat, este Iliescu. Pentru hai că, că gata, că se răsucește de pe o parte pe alta. Cine? Acolo. Iliescu? Prietenul tău. Hai, mulțumesc frumos pentru prezență în deșteptarea de seară. Diaspora, îmi spuneți dacă vă întoarceți. Ne vedem pe plus în câteva minute. Mulțumesc invitațiilor. Mulțumesc.